Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de FIFA 19 carieră cu Atalanta United. Da, suntem la meciul cu Valencia, este deja 1-0. Cengiz Under înscrie, nu știu sigur dacă e primul gol. Oh my god, Falcao înscrie din penalti, bă, pe așa facem 2-2, mamă ce meci nebun. Oclan a făcut 2-1, iar apoi, da, am reușit să facem 2-2 prin Joseph Martinez. Bă, pe ăsta vreau să-l dau neapărat. Uite, bă, la ăștia-i tăi, la argentinienii tăi. Pablito Escobar, da. E bine, echipa pe locul 3. Din păcate am avut acel eșec maxim, deci nu știu dacă am mai avut un episod mai prost ca cel de data trecută. Pentru că am zis, na, am pierdut cu Barça la limită, printr-un gol luat aiurea. Apoi, în Europa League am zis că na, îi dăm șanse și lui Eminescu și ne-am luat bătăie, am fost scoși din cupă. Dacă ajungeam în optim, aveam meci cu cine credeți, oare? Cu Valencia, cea pe care am simulat acum. Ok, meci acasă versus Hetafe. Simulez pentru că nu prea sunt meciuri interesante. Da, deci câștigă meciul cu 2-0. A intrat Foden, a marcat, deci foarte bine. Vedem niște jucători care o să ne ajute foarte mult. Suntem la 3 puncte de Real și la 9 de Barça. Pe Barça nu cred că o mai putem ajunge, dar pe Real 100%. Sper. O, crește și un der la 80. Cred că după ce a dat golul ăla. Aulă, training injury. Asta e meci greu. Cine s-a accidentat? Arnold 7 săptămâni. Fuck. O, ai dubu și pun milion la aș lăsa scap. Hai de bă. I-a scăzut și cota. Bă, deci ne-a eliminat în Europa League. Mergeam prea bine. Bun, și fac așa. Aici bag ăsta. Sau hai că-l bag pe ăsta. Și fac Harry Winks mai crește un punct bun. Și cam atât. Îl băgăm și pe Marin. Marin să joace și el. Să evolueze. Și o să jucăm meciul ăsta. Mamă, cu ofertă de la Basel. Bă, tu stai 1.300.000, nu dă nimeni mai mult sau mai puțin. Hai că am înțeles. Vreau să scap de asta neapărat. Oh, ui, mamă, meci greu. Hai că începe distracția. Hi everybody, welcome to you all. Martin Tyler here along with Alan Smith. Alan's been assessing the conditions. It's raining. Is that going to help the attackers, do you think? Well, it normally does. Tends to lead to one or two mistakes from defenders. Looked at the forecast beforehand. I don't think this rain's going to let up. Real Betis today against Atlanta United. Hai. Sunt disunder. Marit. Good vision. Am zis cum să nu cineva de era doar un simplu notificare. Uuu, și este gol 1-0. Rodrigo Bentancur deschide scorul. What? Goalkeeper was reaching for it and it did actually touch him on the way in. I think there was just too much power on the ball, on the shot for him to get a strong enough touch. And
that has opened the scoring. 1-0 here. Javi Garcia. Poulsen. It's Poulsen. Bine. The goalkeeper with a textbook save and keeps the ball in his grasp. Cleverly done. Attacking team not happy about that offside call, but we can see it again here. Well, he is quick, this lad, and he can afford to give himself another yard. He's got the beating of these defenders in a race. Martinez. Excellent work with the tackle. Javi Garcia. Hai să mai marcăm un astfel de sigur de victorie. Da, 2-0 e un scor riscant. Ușor. Real promise about that build up until that challenge. Bine. Hai. Răzvan Marin. Răzvan Marin. Bun, dar reușește Sancho. Jadon Sancho. Bine, bine. Marin. Bună cred. Well, that's when a manager wants to see a ruthlessness about his strikers. Able to cut that out with some sharp movement, threading it through. And here's the shot. Bine, gol. 2-0. Ezequiel Barco. And that really has given them much more of a basis for the rest of this match. He followed his instincts, he followed the play in, and then he followed watching the ball into the net. Yeah, a lesson for any schoolboy. Just to make sure you follow shots in, that you're in that danger area. Just widen the margin here to 2-0. Javi Garcia. William Carvalho. Well, now they've got the ball, what are they going to do with it? He's coming forward with some danger. No nonsense defending from him. Bine, hai. Sancho. Shots on here. Defenders, man. Prea bine, 2-0, 2-7. E clar că suntem cu mult peste ei. Dacă face vreun pas greșit Realul, suntem pe locul 2. Poate ce caută Barco Striker? Asta e întrebarea mea, că asta m-a mirat și pe mine. Mă rog. Așa, bă. Nu știu ce căutea Barco Striker. Se fac automat niște mutări de astea iurea. Mă miră că l-am văzut și pe Martinez în stânga. Bine, hai. Martinez. Către Jadon Sancho, însă nu mai ajunge. Nu mai ajunge englezul. Barco. Bentancourt. That's a brilliant challenge. Plenty of space out wide, and they're going to use it. Typified the competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw-in. He could lay it off to the supporting player. Vreau să joc acum mai lejer. Nu prea ce să fac. Inouye. Patterson. Bun. Sancho. Ah, fuck. Carvalho. Fedal. Cleared the ball.
Inouye. He's got some room out here in the wide position. Gets his cross in. Trying to get the cross in. Nearest. And there goes the whistle for half time. Bun. Herrera văd că n-a jucat. Are mici acasă cu Celta. Restul nu mă interesează, da, bun. Bun. Bine, bine. Bentancur în fața dublei și o prelungește și șut în blocaj și este golul lui Jadon Sancho. Bine, bun. Este într-o formă foarte bună echipa noastră, da, după, da, acea cădere. Bine acolo, singe, din perfect lui Jadon Sancho. 3-0. Da. Bun. Betis înainte acestui meci era pe locul 4, acum nu știu pe ce loc se află. Sau nu pe 4, pe 5 parcă. Mă rog, nu contează. Ar fi și mai chiar să dea și Maringol. Bun, bun, Cengiz Under. Cengiz Under, fuck. Am vrut să îl joc pe Marin. Peterson, Peterson, șut în blocaj și este corner. Hai că-l scoatem pe Kierer, că e vai de capul lui. Nu joacă și el în meci, pe ăla nu poate să-l ducă. Dintre ei scoboară, poate îi mai crește cota. Și acceptă și el ofertele alea. Este Michael King și intră Sydney. Cengiz Under, Cengiz Under, bam. Cengiz Under, lângă el se află Carvalho. Cengiz Under pasează către Marin, însă nu mai are pace Marin. Era bun acolo Sancho. Dacă și noi, următorul meci este al lui Betis, este pe terenul Sevillei. Meci nu la fel de greu, dar greu. Bun. Marin către Escobar. Bun, Jadon Sancho, Jadon Sancho. Bun, haide. Joseph Martinez, nu cred, pregăteam pasă. Următorul meci al nostru este acasă cu Real Oviedo. Sau ceva în genul. Ce, mă rog, nu știu. Peterson acum la balon. Centrează Yusuf Poulsen, ratează. Well, when you're that far out, I think if you just get some power behind it, the keeper will have little chance, but he chose the other option. Must score. The keeper might be needed again. Văd că forțează în a doua repriză după al treilea gol primit. Looking to use the full width of the pitch in this attack. Ești, da, forțează Betisul. Well, we thought we were here for a very even contest, Alan, but it hasn't panned out that way at all. It hasn't. I mean, bine, hai, Cengiz Under, Cengiz Under, Under, fun, ferește. Taking the chances better, that's for certain. Inouye. Au, văd că au mai mult posesia, dacă vreau, fac mai mare posesia pentru noi. In quickly. Bun, Marin, către Joseph Martinez. Cengiz Under, Cengiz Under. Bam, întoarce. Jadon Sancho se uită, n-are cu cine. Joseph Martinez. Și este 4-0, ce gol frumos. Ce gol frumos, marchez Martinez. Însă ce fază frumoasă. Marini a pasat lui Under, Under, Sancho, iar apoi Joseph Martinez a marcat. Intră și Harry Winks în locul lui Marin. N-a făcut un meci strălucit, dar a făcut un meci acolo bun să fie. Bun.
That's a great interception. Paulsen. Here's an opportunity, maybe. The este o depoartă. Well, what a good game he's having. Intră și Phil Foden. He's got that ability to find space within shooting distance and he's done it really well today. Și se produc toate schimbările bine. Foden foarte bine către Josef Martinez, Martinez către Under, Under Phil Harry Winks. Este bară incredibil. Însă ce fază frumoasă. Totul a plecat de la Foden, care a lovit cu capul foarte bine către Josef Martinez, care a pasat incredibil. Wow, și-au greșit pasta. Era cum Harry Winks. Wow, șut mult pe lângă poarta de Paul Lopez. Și probabil s-a terminat. Trebuie să fluere dintr-un moment în altul și se termină 4-0. Una din cele mai clare victorii ale Atalantei United. Da. Nu știu ce a făcut Realul, dar până atunci suntem pe locul 2. Aia nu, a câștigat. Și punem What, s-a rupt Marin? Nu cred, nu cred. O, și Lunin crește. Sper să nu fie rupt prea mult. Deci Marin este accidentat. Sau what? Nu înțeleg nimic. Probabil pentru că e pe 0 sau ceva. Bale, omul Lunin. Viteze. Haide mă luați el să scap de el. Și cu 400 de mii îl dau. Meciul ușor, zic eu, cu Oviedo și cu Osasuna. Hai să vedem ce se întâmplă. Aceeași echipă care a fost și în etapa trecută, 4-0 din nou. Marchează dublă Martinez, gol Sancho și încă o dată Harry Winks. De fapt, nu încă o dată, fac încă o dată Sancho și urcăm măcar pentru un moment pe locul 2. Dar a fost easy meciul. Uite-l bă pe Lunin, cât de bine e bă omul. Trebuia să-l țin pe el atunci în Europa League, dar mă rog, aia a fost greșeala mea. Ok, să facem și la națională, Răzvan Marin. Ia uite și tu-l ținem pe toarece. Păi de asta zic. Alt player mai pun în overall ca Marinie, să știu dacă iau sau nu. Deci avem Radu, Zerușanu și la strikeri Andoneto 78, deci da. Așa. Aceeași echipă, pentru că e blană, merge bine echipa. Aș vrea un gol pentru Marin, cred că are un gol sau două de când a venit la noi și se termină 3-2, holy fuck, și am zis de golul lui Marin și Marin marchează 3-2, ce meci nebun, marchează încă o dată Martinez și Sancho și Marin marchează, marchează și este victoria la limită 3-2 și Realul este la un punct, suntem la un punct de Real. Mamă, golgetăr clar, Josef Martinez. Ok, am scăpat de un prost. Haide să vedem. Meci cu Sevilla. Vreau să văd în primul rând pe ce loc se află Sevilla. O să-l bag pe Wings.
dar văd că e jos pe 12. Îl bag pe Wings în loc de... Oh, wow. Deci avem un absent și nu știu pe cine să bag acolo. Deci fii atent. M-aș risca cu Renato Sanchez și în locul lui Marin băgăm Wings. Sau un loc de Under, că văd că e super obosit Under. Stai așa. Deci băgăm Foden aici. Barco aici. Hai că e o grămadă. Sunt o grămadă de schimbări. Sper să se descurce bine Renato Sanchez. Sper să câștigăm un meci foarte important. O, nu. Și pierdem 1-0 și Moise Kean intră și se accidentează. Da, mulțumesc. Meciurile astea nu mă interesează. Wow, crește Phil Foden. Dar de ce nu-l ia pe Lunin la națională? Cred că e cel mai bun ucrainean. Așa. International friendly, deci mă doare undeva. Ok, deci avem meci cu ăștia cu spaniol. Stai, nu. Băgăm aici motivate. Așa, cine e injured? Moise Kean, 7 zile, au trecut de mult 7 zile. Așa. Hai de bol, luați-l, mâncavaș. Colon Santa Fe. Așa. Bă, n-a mers bine deloc aici. Facă așa, așa și e blană echipa. Merge bine și cu Marina acolo. Moise Kean. Și Marina. Marin. La finishing și la attack position ar trebui să mai lucreze Marin. Moise Kean nu are statusuri foarte bune în atac, dar se descurcă. Oul, vrea în meciul următor, păi stai să văd. E pe 11. Hai mă, dacă omul a zis că vrea, îl riscăm, că așa Joseph Martinez nu e full. Fii atent dacă nu face nimic. Ăla a fost. Haide să vedem. O, bun, Under și 2-0 marchează și Sancho și Under și Kean l-a marcat, l-am văzut. Îmi zice că vrea să joace și el. Nu e în stare să marcheze, da. Așa. The last match, haide bă, lasă-mă. Lasă-mă cu vrăjelii.
Om cu via real și cred că după o să închid episodul, e pe 9. Sau hai să vedem următorul meci important în următoarea etapă, deci de asta o să fie ultimul meci, o să îi dăm mare sim. Sper să se încurce realul și în următoarea etapă să câștigăm, să trecem pe locul 2. Sau și la un punct ar fi bine. Oh my god, Spinazzola și noi contracarăm și facem 3 la 1. Der Barco și Sancho, mijlocul letal. Și suntem la 4 puncte de Real. Oh my god, nu cred să pare man of the mount, seriously. Și un Der ce mai e sau, nu știu, Martinez ce mai e. Mulțumesc, EA Sports. Da, mă. Ok. Bun, și băgăm Casilla în afară Varan, așa. Cross, mamă. Bă, n-au o echipă chiar așa de nas. Să te sperie sau pana mea. Dar nu o să-i dau sim nici în ultimul hal. Ia uite și eu, băi. Dacă câștigăm acest meci, avem o șansă foarte mare. Ia, o să sună Oviedo și Raio sunt pe locurile de retrogradare. Așa. Și în următorul episod vom avea sim la tot. Și aici tot sim. Și atât, deci în episodul următor vom termina sezonul. Da, băi băieți, eu am fost 007, eu mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram. Da, ce să zic, pa!